Șerban cel care are acea poveste interesantă cu acea clauză de 1 milion de euro, în cazul în care Dinamo l-ar împrumuta sau ar încerca să-l cedeze alte echipe. Gol! Marchează Montini! 2 la 0 Dinamo! Matia Montini îl execută din nou pe Răzvan Pleșca, de această dată cu o lovitură de cap imparabilă. Ce execuție de vârf, adevărat de vârf, de clasă! Matia Montini realizează dubla și ajunge la 12 goluri marcate în acest campionat. Încă o dată faza, Montini pleacă dintre fundașii gazului, dintre Larie și Marius Constantin și plasează excelent această lovitură de cap. Asistul vine din piciorul lui Sorescu și Matia Montini, cred eu, securizează succesul lui Dinamo. Bucurie necenzurată a lui